Racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae și icoana făcătoare de minune a acestuia de la Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din București au fost duse pentru prima dată la Cluj-Napoca. Acestea au fost așezate spre închinare ieri în Biserica Parohiei Sfântul Apostol Toma. Astăzi, în lăcașul de cult, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre familia creștină. De-a lungul vremurilor, familia a avut rolul ei extraordinar. Cu ajutorul familiei s-au transmis din neam în neam obiceiurile cele bune legate de viața socială. Fără o anumită morală a familiei, viața socială ar fi fost imposibilă. Domnul a intrat în casa lui Zaccheu și casa aceea a fost binecuvântată și a luat-o pe calea cea bună către împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să fim nu numai consternați, dar să încercăm cu slabele noastre puteri, ca și pe cei din casa noastră, să-i punem la rugăciune. Nu să fim plicticoși din punctul acesta de vedere, dar să-i îndemnăm să se roage dimineața și seara, să meargă duminică la biserică și după ce ne întoarcem acasă, să stabilim comuniunea aceea sfântă de care e vorba în Evanghelia de astăzi. A intrat Domnul în casa lui Zaccheu și a zis un lucru mare pe care aș dori să-l poată zice despre casele noastre a tuturor. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Amin. La slujba au participat oficialități și foarte mulți credincioși care și-au dorit să primească binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae. Mitropolitul Clujului i-a oferit cu acest prilej părintelui Emil Nedelea Cărămizaru, ordinul episcop Nicolae Ivan. Deși suntem în mijlocul iernii, au venit atâția credincioși ca să sărute dreapta Sfântului Nicolae și icoana sa. S-a produs atâta bucurie și bucuria le-a făcut-o prefericitul părinte Patriar Daniel, care a dat în alta sa binecuvântare ca acest lucru să se întâmple. Și în alt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei a primit cu bucurie alături de preoții slujitori la acest sfânt lăcaș. Sfintele Odoare, care au ajuns pentru prima dată în inima Transilvaniei, aici în Biserica Sfântului Apostol Toma din Cluj-Napoca, vor rămâne spre închinare până luni 22 ianuarie, orele 10:30, iar în acest sens îi chemăm pe toți credincioșii să vină, să se închine și să rostească o sfântă rugăciune ca Sfântul Ierarh Nicolae să ne împlinească mai pe mai departe toate cererile noastre de bine și de sănătate pentru noi și pentru cei apropiați ai familiei noastre. Odată cu edificarea acestei biserici și cu înfrumusețarea ei, activitățile de la această parohie s-au dedicat și celor care au nevoie de sprijin. Așa înțelegem și pelerinajul care s-a creat în aceste zile la moaștele Sfântului Nicolae, aduse de la București, activitate prin care parohia vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor clujeni. Pentru implicarea în viața bisericii, înalt preasfințitul părinte Andrei a conferit Crucea Transilvană pentru mireni Danei Pop, directorul Școlii Doctorale a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Totodată, copiii și tinerii au primit cărți duhovnicești.